Parlamentarii vor să permită accesul în arile naturale protejate a autovehiculelor, motocicletelor, ATV-urilor sau mopedelor pentru recreere, sport sau turism, cu acordul structurii de administrare sau a custodelui ariei. În acest sens a fost înregistrată la Senat o propunere legislativă semnată de un grup de senatori PSD și un reprezentant al UNPR. Potrivit legislației actuale, pe suprafața arilor naturale protejate este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public. Astfel, inițiatorii propunerii legislative doresc modificarea ordonanței de urgență a Guvernului privind protecția mediului în sensul de a permite circulația pe suprafața arilor naturale protejate cu orice mijloace de transport în situații de urgență, dar și a accesului cu autovehicule, motociclete, ATV-uri în vederea organizării de activități sportive.